Eu v-am întrebat unde mergeți. Păi și același lucru pot să vă întreb și eu, tot civil. Da, bro. Salut. Așa. Ce fel de ședință e la primărie acum? Ședință de consiliu. Așa. Sunt 40 de puncte pe listă. Printre care e unul despre... Printre care este unul de... Începerea... Se aștept. Procedurii aștept. De... identificare și achiziția terenului pentru construcția unui incinerator de deșeuri conform hotărârii 455 din 2019, care s-a aprobat masterplanul pe deșeuri și care se prevede că o să fie construit un incinerator de deșeuri mare pentru toată capitala, da? Da, locația de la Progresul CED Vest a căzut și acum caută alt teren care se... Probabil alegerea va fi lângă actuala groapă de gunoi de la Rudeni și probabil ăsta este motivul pentru care nu am fost lăsat să intrăm, deși inițial... Păi dumneavoastră sunteți interesat de terenul acela sau de zona aceea, locuiți acolo. Nu sunt interesat de problemă, adică un incinerator construit oriunde, în București... Afectează pe oricine. Afectează pe toată lumea. Și ați vrut la ședință și nu v-au lăsat. Au spus că în limita locurilor disponibile. În limita locurilor disponibile. Văd că nici colegul nu intră. Nu e. Chiar dacă ați avut confirmare că în limita locurilor disponibile și locurile sunt ocupate, da? Am primit confirmare că au fost 39 de solicitări pentru această problemă. Eu am trimis solicitarea de luni. Ieri la ora 13 erau 39 de solicitări. Astăzi pe listă sunt 41 de persoane, dar nu sunt eu și încă 10 persoane care au trimis solicitări nu se regăsesc în alea 39. Poate oamenii care au intrat sunt bine intenționați, bine informați și o să... Nu, pentru că trebuie să specifici dacă vrei să iei cuvântul. Noi trei am specificat că vrem să luăm cuvântul aici, niciunul dintre noi n-a intrat la același punct. Dar sunt cetățeni care n-au intrat pe listă, deci nu vreau să iau cuvânt. Vreau pur și simplu să particip. Adică nu există primul venit, primul servit. Se face o selecție, tu intri, tu nu intri, tu te-ai dus în Grecia, vii și la ședință, tu m-ai aplaudat când am pus filmulețul pe net, vii la ședință, ei n-au nevoie de scandal. Deci până nu... Nu votăm... Doamnele, să intre. Nu? Păi știu. Sunt de la Casa de Asigurări de Sănătate. Iar după masă, la ora 5, protestul care era organizat în fața primăriei ne-a primit aviz pentru că exact în aceea zi, la aceeași oră, o altă asociație care este un parteneriat între primărie și cetățeni și Mama Dracu are manifestare exact acum aici. Și veniți la ora 5 și o să vedeți că nu o să fie niciun fel de manifestare. Deci credeți că au inventat eveniment ca să... Nu este prima oară când fac asta, deci asta este o practică. Da, da, da. Când vor un eveniment în fața primăriei, altcineva deja a rezervat. Dar primăria are trei fețe, puteți protestați aici, puteți protestați nu dincolo. Nu te lasă niciunde. Deci dacă vii aici așa, vin și te amendează. Și amenda se poate contesta, nu? Mai ales dacă ai dovadă, dacă la ora 5 vii și demonstrezi că nu a fost eveniment, înseamnă că a fost o diversiune a primăriei. Aici este dictatură. Până nu se schimbă primarul și consilierii, nu o să fie niciun fel de transparență. Am înțeles. Colegul stă la ușă până se satură de refuzuri. Ce faci, domnule? Mă duc până tineri. Dacă nu mai pierdut timp, ce? Ce durează o ședință de consiliu? Depinde.
Nu v-au lăsat să intrați. Acum avem. Ce așa? Evident dacă ședința e publică, dacă v-ați anunțat intenția de a participa din timp. Păi dacă la, dacă mail-urile de confirmare respectiv de respingere ajung astăzi la ora 8:03, cam care credeți că ar putea fi modalitatea de gândire și de acțiune? Și dumneavoastră ați scris cu câteva zile înainte. Evident, în termen legal. La ora 8 s-au confirmat că sunt 39 de solicitări. Până da, ieri. Nimic altceva. Deci tu ai trimis mai este... și noi a 39, dar de fapt nu ești. Culmea este că mail-ul de răspuns este cu totul altă chestie față de ce trebuiau să răspundă. Ni se confirmă că s-a înaintat către comisia X, către persoana Y și atât. Adică nimic nu e, și concret. Ca, și că ai acces în sală în limita locurilor disponibile. Da. Deci, ai acces în sală în limita locurilor disponibile, vineri ți se spune, adică astăzi dimineață ți se spune că ieri la ora 16 erau 39 de solicitări până la data asta, te-am cerut expres, 39 de solicitări. Dar câte locuri au pentru public? 40 de locuri. 40. Deci 39. Deci încăpeau toți. Deci 39 care au scris până ieri. Sala, în sală poate să intre, că doar nu e vorba, nu ține neapărat cineva să stea presat în picioare, da. De exemplu. Da? Mm-hmm. Deci ieri te-au spus că sunt 39 de solicitări și de fapt ăștia 39 sunt cel puțin 10 care n-au intrat. Eu, tu, Marian și ceilalți care au fost. Dorel Măgărin, care a avut cerere separată față de asociație. Păi de vreau nu, să văd cine e de la Digi. Eu n-am avut-o pe asociație. Tu ai avut-o personal? Da. În condițiile în care reprezentăm câteva zeci de mii de oameni. Adică nu... Sunteți un grup de inițiativă sau ONG? Asociații. Asociații. Hai să mergem până la... Hai să văd cine e la Digi. Să vedem dacă reacționează. Da?